Focul lui Sumedru este o tradiție veche, de peste 2000 de ani. Se organizează anual în ajunul Sfântului Dumitru și anul acesta administrația de la Fieni, condusă de primarul Iulian Tătulescu și Gheorghe Secăreanu, a marcat miercuri seară 25 octombrie în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică o veche tradiție românească, focul lui Sumedru. Locuitorii din Fieni, cu mic, cu mare, au venit să se bucure de o atmosferă de sărbătoare în curtea Centrului de Informare în jurul focului lui Sumedru. Autoritățile și localnicii participanți la evenimentul de la Fieni au respectat tradiția și au oferit mere, covrici, gogoși, eugenii și un pahar de vin. Semnificația focului lui Sumedru este aceea unui scenariu al morții și renașterii anuale a unei divinități. Focul lui Sumedru s-a înălțat spre cer în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Vreau să vă spun că e o tradiție nu a Fienilor, este o tradiție a, să zic așa, poporului român de peste 2000 de ani. Această zi semnifică, practic, acest foc se face cu o zi înainte de Sfântul Dumitru. Sfântul Dumitru, am înțeles că este ocrotitorul păstorilor și totodată semnifică și începutul sezonului rece. Cum ne-am pregătit, vedeți destul de bine că am făcut foc, avem țuică, vin, ce să vă mai spun, covrigi, gogoși. Este o schimbare pozitivă în orașul Fieni și oamenii sunt în număr atât de mare alături de noi și văd foarte bine că s-a schimbat în primul rând din punct de vedere cultural și al evenimentelor activitatea în orașul Fieni. Mă bucur enorm de mult pentru că se păstrează această tradiție în zona de nord a județului și în primul rând că a venit un număr impresionant de oameni, de locuitori. Nu mă așteptam la atât, pentru că anii în urmă nu erau atât de mulți. Hai la focul lui Sumedru, că a mâncat cățelul iedumă. Și-a mai rămas un hartan și l-am dat la un țigan. Și-a mai rămas o finitură și am băgat-o în căciulă. Acestea sunt câteva din versurile care au fost strigate de copii și în satele de pe Valea Dâmboviței, în ajunul Sfântului Dumitru.